Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem înainte prăznuirea nașterii Maicii Domnului, pomenind doi sfinți români, Simeon și Amfilohie de la Pângărați, acolo unde, într-un fel sau altul, ultimii ani au fost dedicați de un părinte cu totul și cu totul minunat, Părintele Teofil, restaurării și aducerii la slavă duhovnicească a unei sihăstrii fără pereche în istoria bisericii noastre. Gândul de astăzi este acesta al liniștii din școală, o sihăstrie în mijlocul tumultului. Sigur, când noi filmăm pentru zi de zi, lumea este acasă. Până la urmă suntem într-o zi de vacanță universitară în continuare, dar nu putem să ne gândim la cei mici care își pregătesc cu emoție să-și piardă liniștea în nebunia uneori a zilei de școală. Vreau să-i rog să fie liniștiți. Există o liniște în fiecare creion și în fiecare gumă de șters. Este o liniște desăvârșită în fiecare prietenie pe care o leagă și uneori în fiecare mulțumire a Doamnei că a ieșit bine lecția. E un fel de liniște care în timp va deveni liniștea din casa lor, liniștea din creșterea propriilor lor copii. România are nevoie de liniște. O liniște dintre aceasta a cuvântului bun care zidește liniștea. O liniște dintre aceasta în care ploaia de afară poate rodi în primăvară mai mult decât o face acum spre rodul din urmă al toamnei. Vara aceasta m-am întâlnit cu mulți, foarte mulți copii. Au visat toată vara ce vor face la școală, după ce e clar că la sfârșitul școlii visau ce vor face în vacanță. I-am întrebat pe toți, săraci și bogați, triști și bucuroși, o să ai ce povesti la școală când te întorci? Toți mi-au confirmat, sigur. Cel mai încântat era un băiețel care nu ieșise din curtea casei, dar care primise, prin voia lui Dumnezeu, cea mai frumoasă carte din viața lui. Așa mi-a spus, ținând în mână o poveste despre Domnul Iisus Hristos. Putem să-i ducem pe copii în toate împărățiile lumii. Dacă pierd împărăția cea din lăuntul lor, aceea în care Hristos este stăpân, se pierde sufletul lor. Și aproape că n-are sens niciun orizont înspre care îi îndreptăm. Mâine prăznim nașterea Fecioarei Maria. O bucurie, o strălucire de praznic, început al tuturor praznicilor. Nu întâmplător, este așezată în dată după 1 septembrie, anul în care am prăznuit, pun ghilimele de rigoare, Revelionul Ortodoxiei. Să nădăjdim că Maica Domnului ne va lumina. Mâine este o nouă zi.